În general, asta e diferența între noi. Pe noi ne interesează foarte mult cum e produsul nostru, pentru că în funcție de cum e produsul pe care lumea îl cumpără, așa va evolua și businessul nostru. Dacă noi reușim să facem ceva bun și trainic și plăcut, se duce vestea și așa mai departe. Cred eu că până acum am reușit să păstrăm un nivel de calitate foarte bun și de... Adică să fie interesant proiectul, să fie lumina să cadă cum trebuie, proporțiile să fie cum trebuie în camere, traseul, parcursul pe care îl are un om în apartament să fie unul dezirabil. Și în momentul în care te gândești la toate lucrurile astea, te gândești ca partea tehnică să funcționeze și așa mai departe, spațiile comune să fie plăcute și dezirabile. Iertați-mă, gândirea unui apartament. Da. Aveți sociologi? Ce vezi? Cum nu avem sociologi, avem oameni de bun simț. Asta vreau să vă spun, că noi excelăm în bun simț. Bun. Ce se preferă ca nevoie la ora actuală? Adică care e tendința la în România și unde? Ce vor oamenii? Cu penthouse, nu știu, ăștia cu bani. Cei foarte bogați, cu siguranță, optează pentru penthouse-uri și așa mai departe. Camere mari, mici, cu ferestre multe. Spuneți-mi ceva despre nevoie la oameni. Oamenii în general preferă imobile cu foarte multe ferestre. Interesant. De ce? E contraintuitiv, pentru că de-a lungul timpului ne gândeam că ferestrele reprezintă o pierdere de energie, de exemplu. Da, știi? Interesant. Și atunci vroiai să ai cât mai puține ferestre ca să nu iasă căldura sau, mă rog, să nu fie cald vara. Astăzi, dacă am putea să facem numai blocuri de sticlă, ar fi extraordinar. Doar că sunt foarte scumpe. Dar de ce e tendința? Pentru că nivelul de trai a crescut în București, în România. Cu siguranță e dezirabil să vezi, mai ales dacă și ai ce să vezi, deci împrejur să vezi afară și să obturezi vederea doar atunci când vrei tu, să tragi o perdea și așa mai departe. Și senzația de spațiu e mult mai mare. Una e să fii între patru pereți și una e să fii între patru pereți de sticlă. Evident, ai impresia că toată lumea e a ta. La clienții noastre, care e numărul de camere mediu? Să știți că noi vindem de toate. Cu siguranță, apartamentele cu un dormitor sunt cele mai vândute, pentru că asta e cerința, suntem o populație tânără, e normal să fie așa. A, deci la aia bătân sunt două. Două sau trei dormitoare sau patru dormitoare. În general, tinerii își cumpără, nu apartamente mai mici, că n-au buget, nu din alt motiv. Dar noi avem, cred eu, o situație echilibrată, în sensul că nu facem doar de două camere, avem și de trei camere și de patru camere. Clădire e și ea gândită? Totul e gândit. Până la cel mai mic detaliu. Asta e foarte fascinant, pentru că dumneavoastră trebuie să intuiți niște tendințe. Da, evident. Cum ați zis cu ferestrele, cum unde v-ați dat seama? A după vânzare. Am uitat și noi afară. Și blocul care e? Blocul cum e gândit? Aveți și mai multe blocuri complexe? Eu pot să intru în foarte multe detalii, să știți. Nu, spuneți-mi pe scurt, că e foarte important, pentru că îmi spune ceva despre români. Da. E un element pe care cred că vreți să-l auziți. Da. Businessul ăsta de a dezvolta apartamente are o particularitate de la regiune la regiune, de la oraș la oraș. Businessul de dezvoltare, de exemplu, birouri sau spațiu comercial, este oarecum standardizat în toată lumea. Aproape în toată lumea, birourile sunt la fel, sunt în aceeași locație, au același floor plan și în spațiile comerciale la fel. La apartamente nu e așa. La apartamente, de exemplu, dacă mergeți în zona mediteraneană, veți observa următoarea configurație. Un living foarte mare, disproporționat de mare, niște dormitoare chinețe, mici, groaznice, 9 metri, niște băi extraordinar de mici. Dacă ai face produsul ăsta în România, nu l-ai vinde niciodată. Lumea nu cumpără în România așa ceva. În România, de exemplu, lumea preferă să cumpere apartamente care sunt mult mai proporționate, în care există o relație de proporționalitate între living, de exemplu, și dormitor. Mm. Dormitorul trebuie să fie suficient de mare încât să te lase să respiri. Da, e foarte interesant. Da. Baia trebuie să fie suficient de mare încât prietena, soția, nevastă. Da, deci nu atât living. Nu atât de mult living. Adică living-ul nu este un spațiu atât de important cum este în țările mai calde. Da, am înțeles. Înțelegeți?
Și lucrul ăsta se duce la extremă cu cât te duci spre nord, unde living-ul chiar devine foarte mic și neînsemnat, să zic așa. Deci, în funcție de unde construiești, trebuie să te adaptezi. Apartamente la tipicul... cu birouri de intelectuali, voi să dăm, scriitori nu fac, n-au bani. Adică oameni care spun, vreau și biroul este o chestiune diferită? Biroul este, da, în general este o chestiune diferită. Este o cameră care este mai mică, nu are de obicei o toaletă atașată. Ne concepeți dumneavoastră. Da, eu de exemplu am birou acasă, îl folosesc din când în când. Deci din start în apartament e conceput birou. Este conceput birou, da. Da. A crescut după pandemie când s-a dezvoltat acest lucru, nu? Nu. Nu a crescut nevoia de birou. Nu. Deci marea majoritate vor apartament, nu... Marea majoritate a oamenilor, în primul rând, în pandemie, au aflat unde stau. Că mulți nu cred că știau unde stau. Am înțeles. Și fiind forțați să stea atât de mult acasă, și-au dat seama că au nevoie poate de mai mult spațiu, poate de un spațiu mai modern și așa mai departe. Iar noi am avut o creștere extraordinar de mare a cererii după pandemie. E contraintuitiv, dar asta s-a întâmplat. Da, da. Dar, bun, asta este apartamentul. Asta, repet, și dumneavoastră pe intuiție sau aveți cercetători care vă spune, se dezvoltă? Nu avem cercetători, nu. Pe bunul simț, din nou. Facem, adică ne consultăm. Vă dați seama, când ai 30 de arhitecți, ai 30 de minți luminate care gândesc și așa. Se caută cu pereți ca să nu auzi ce face vecinul? Toate lucrurile astea sunt gândite de către noi. Adică, asta spun, tot ce clientul aude, tot ce clientul atinge, e important. Pentru că în funcție de asta vei fi judecat. Noi folosim inclusiv țevi de evacuare care sunt fonoabsorbante. Nu doar pereți care sunt fonoabsorbanți. Pentru că atunci când nu se trage apa, se aude. Da. Și ca să se audă mult mai puțin, folosește țevi speciale. Toate lucrurile astea sunt importante. Întrerupătoarele pe care le pui mâna, ușile, grosimea ușii, cum configurezi baia, cum intră lumina în cameră, dacă lumina ți se reflectă în pardoseală și îți luminează poate alți pereți. Sunt foarte multe lucruri care sunt extrem de importante. Și cu cât reușești să, practic, să vrăjești prin ceea ce faci, nevoie, da. Clientul, cu atât de mai mare va fi entuziasmul lor. Cu cât preferința este să fie sus sau jos? La ce vă referiți? Etaje. La etaje. Interesant. Spre surprinderea noastră, inițial, credeam că fiind un oraș seismic, Bucureștiul, nu o să aibă foarte mare tracțiune apartamentele la înălțime. Și aici fac o paranteză. Indiferent de cât de înaltă e clădirea, nu e niciun risc. Da? Ca să fie clar. Pentru că noi avem un cod atât de bine gândit și atât de excesiv, poate, încât aproape nicio clădire construită nouă în București nu are cum să cadă.